Mâncarea de import a invadat piața românească în ultimii ani. În timp ce producătorilor români li se strică marfa pe câmp, hipermarketurile sunt pline de produse de import. Sectorul legume-fructe este cel mai afectat. Oana Ștefan, colega mea, vine cu mai multe informații. Bună ziua, Oana, haideți să vorbim puțin mai concret. Dă-ne câteva exemple. Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Roșii din Turcia, cartofi din Egipt sau usturoi din China. Asta găsim dacă facem un tur prin magazine. Iar dacă vrem să gătim o mâncare de legume cu astfel de ingrediente, este mai degrabă una exotică. 70-80% din fructele și legumele consumate în țara noastră sunt din import, potrivit unui raport al Consiliului Concurenței. Merele sunt fruntașele în topul fructelor importate. Da, ați auzit bine. Probabil vă întrebați acum unde sunt merele aromate și sănătoase din curtea bunicii și unde ajung ele mai exact. Cert este că 8 din 10 mere mâncate de români sunt aduse de peste graniță. În top urmează strugurii, cu o pondere asemănătoare. La capitolul legume, roșiile de import domină piața românească. Raportul arată că 3 sferturi din volumul total al roșiilor consumate în țara noastră sunt din import, iar cele mai mari cantități vin, bineînțeles, din Turcia. Pe locul 2 se află cartofii, cu 60%. Marile magazine impun condiții de calitate, cum ar fi forma și greutatea produselor, aspecte pe care producătorii autohtoni nu le pot îndeplini întotdeauna. Mai mult, aceștia nu pot asigura pe tot parcursul anului necesarul de legume și fructe. Uneori, pentru companii, este mai ieftin să se aprovizioneze pe piața externă. Laptele dulce de consum și uleiul de floarea soarelui venite din import câștigă tot mai mult loc pe rafturile magazinelor. Mai bine de o treime sunt importate. Urmarea, mâncăm tot mai scump. Mezelurile, vinul și pâinea au înregistrat cele mai mari creșteri de preț. Peste 30% într-un singur an. Mihaela? Îți mulțumim frumos, Oana, pentru aceste informații.